Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție de NBA. Am ajuns la finala dintre Los Angeles Lakers și Miami Heat. Iar alături de mine este comentatorul partidelor și amicul Cosmin Petrescu. Salut, Cosmin, mulțumesc pentru prezență. Bine v-am regăsit, ce să zic. Ajungem și la ultimul act, într-un moment în care de obicei ne pregăteam să începem următorul sezon. Începea presezonul pentru următorul sezon. Dar e bine măcar că există și cred că o să fie o finală interesantă. Vorbim imediat. Înainte să intrăm în detaliu despre cele două finaliste, te-aș întreba cum te simți la un deceniu de finale comentate pe Telecom Sport. Dacă o pui așa, îți dai seama mai bătrân cum să mă simt, știi? Adică, dar în formă. Sincer, în formă, bucuros. Dacă stau să mă gândesc că au fost 10 ani până la urmă în care an de an am avut onoarea asta de a comenta finala NBA, un lucru pe care atunci când eram copil, cred că nici nu-l visam. Da. Mă uitam la meciuri, nu m-aș fi gândit vreodată că o să am posibilitatea să-mi pun eu vocea pe finalele astea. Sper că am făcut o treabă destul de bună. Îmi imaginez că am făcut o treabă destul de bună, că altfel nu mai eram aici în momentul de față. Și mă simt încrezător că o să avem un nou ultim act care să fie epic. Sau cel puțin așa sper, asta am sperat de fiecare dată. M-a interesat să fie cât mai strâns, să aibă cât mai multe povești în spate, să ajungă până la urmă să fie ceva de povestit și peste mulți ani. Cu cât mai multe meciuri, cu atât mai bine. O zic încă de pe acum, nu mă interesează cine câștigă asta, ca să știe lumea. Nu mă interesează cine ia trofeul acasă. Dacă ar fi după mine, ideal ar fi un meci 7 care s-ar termina la buzzer. Greu de crezut așa ceva, că nu suntem la Hollywood, dar cine știe, eu pot să sper, e dreptul meu să sper. Da, și eu trebuie să îi mulțumesc lui Cosmin pentru faptul că o să fiu parte din finală, la meciul 2 sau la meciul 3, o să mă aud și eu ceva extraordinar pentru mine și mulțumesc lui Cosmin că m-a invitat. Aștepți meciul 1 să vezi cum decurge și după aia îmi spui dacă meciul 2 sau meciul 3, oricum te aștept, adică și telespectatorii te așteaptă cu siguranță la unul dintre cele două meciuri care sigur știi că o să se desfășoare, știi că dacă alegeai 5, 6 sau 7 era mai cu pericol. Exact, îți mulțumesc încă o dată. Hai să trecem la analiză. Au fost 6 meciuri la finala de conferință din Est. Miami trece mai departe 4-2. Crezi că elementul decisiv a fost experiența în această serie? Da, așa mi se pare. Sincer, Boston Celtics, dacă iei jucător cu jucător, teoretic sunt mai valoroși decât cei de la Miami Heat. E drept însă că au niște basketbaliști cu potențial foarte mare de creștere, care încă nu sunt acolo. Jason Tatum are 22 de ani, Jaylen Brown are 23 de ani. Kemba Walker ar fi singurul cu experiență, dar Kemba Walker are experiență în NBA, nu are experiență în play-off. Pentru el a fost prima oară când a avansat mai mult de prima rundă de post-sezon, că în sezoanele de la Charlotte Hornets n-a prea avut niciodată posibilitatea asta. A ajuns odată într-un meci 7 bătut chiar de Miami atunci. În schimb, la Miami Heat, Jimmy Butler a reușit să schimbe cultura în vestiar încă de când a venit. Nu mă așteptam ca această echipă să meargă atât de departe. Îi văd acum pe Miami Heat, depinde ce o să se întâmple în finală, un fel de Detroit Pistons în 2004. Detroit Pistons în 2004, dacă ți-aduci aminte, erau genul de echipă în care nimeni nu credea pe parcursul sezonului regulat. Au făcut ei o achiziție la un moment dat, l-au luat atunci pe Rasheed Wallace. Părea că devin mai buni, dar că va dura până când va crește această formație. Și ulterior în play-off au surprins pe toată lumea, au ajuns până în finala NBA. Acolo plecau având a doua șansă împotriva lui Los Angeles Lakers, unde erau două superstaruri, Kobe Bryant și Shaquille O'Neal. Acum exact asta este situația. Miami Heat, mai echipă, joacă împotriva celor de la Los Angeles Lakers, unde regăsim două superstaruri, LeBron James și Anthony Davis. De asta spun că Miami cred că a câștigat în primul rând pe experiență, pe experiența lui Jimmy Butler, pe experiența lui Eric Spoelstra, care e un antrenor ce știe de ce e nevoie. Bine, și el a învățat pe parcurs, dar știe de ce e nevoie în play-off și știe de ce e nevoie ca să ajungi în finală. Și el a împrumutat de la Pat Riley, în primul rând, care este geniul din spatele acestei formații. El e arhitectul, el e cel care a pus până la urmă piesele de puzzle încât să iasă atât de bine. De la LeBron James, de la Dwayne Wade, de la jucătorii pe care i-a antrenat și iată că a izbutit să trimită mai departe către mai ales tinerii jucători ce e de făcut în astfel de partide. Că și Heat au jucători tineri care au evoluat extraordinar. Mă refer la Tyler Hero și la Duncan Robinson. Dar chiar îmi place comparația asta pentru că, uite, chiar nu mă gândisem la ea. Totuși, principalul element pentru care Miami aici, sigur, dincolo de experiență, mi se pare faptul
modul cum se apără. Pentru că acolo au fost extraordinari în toate partidele din Orlando. Acolo au reușit să blocheze fiecare jucător important prin acea apărare în zonă extraordinară cu Crowder și Butler. Crezi că Celtics poate la anul să ajungă în finală și ce le-ar trebui lor să aibă un upgrade? Nu știu, e greu de spus de acum ce se va întâmpla în sezonul următor. Celtics au pierdut acum a treia finală de conferință în ultimii 4 ani. Se pare că aici este locul în care se împotmolesc. Clar vor avea mai multă experiență, clar Jason Tatum și Jaylen Brown vor juca la un alt nivel dacă nu se întâmplă vreo accidentare, că asta este din păcate marea problemă întotdeauna, dar în ziua de azi cu atât mai mult la viteza la care se joacă. Însă nu știu dacă neapărat aducerea unui alt jucător poate fi într-adevăr îmbunătățirea. Cred că pur și simplu trebuie să aștepți ca acești oameni să crească, pentru că, repet, la 22-23 de ani este foarte greu să duci în spate atâtea serii de play-off și împotriva unor echipe cu experiență sau împotriva unor jucători care sunt construiți pentru play-off, așa cum e cazul lui Jimmy Butler de la Miami Heat. Că Jimmy Butler, acum vedem, e varianta îmbunătățită în sezonul ăsta a lui Kawhi Leonard. Noi îl vedeam pe Jimmy Butler un fel de bucată din Kawhi Leonard, dar Leonard a dezamăgit în semifinalele vestului, mai ales în ultimele meciuri, în timp ce Jimmy Butler a rămas constant și a făcut treaba, e drept, beneficiind și de ajutorul unor Goran Dragic, Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson, care au evoluat extraordinar. Hai să trecem la finala de conferință din vest, acolo unde mulți se așteptau ca Los Angeles Lakers să câștige această conferință de vest încă din primul meci al sezonului, din acel meci de debut cu Clippers. A fost un 4-1 cu Denver, dar care, cel puțin până la meciul 5, nu a arătat chiar atât de simplu. A fost un meci, un prim meci în care Lakers s-a impus fără probleme, apoi un meci 2 câștigat de acel buzzer beater al lui Anthony Davis și apoi un meci 3 câștigat de Denver Nuggets. Cum ți s-a părut această serie din care am transmis 3 meciuri? Asta e seria în care n-am avut nicio surpriză. Pe mine nu m-a surprins absolut nimic. Snoop Dogg a zis că e 4-1 la final, 4-1 la final a fost. Cam așa vedea toată lumea seria asta. Adică îi vedea pe cei de la Denver Nuggets capabili să le iau un meci celor de la Lakers, maximum 2, mai era și această posibilitate. Și putea să se întâmple, pentru că, da, când câștigi o partidă cu buzzer beater, cum a fost cea din jocul 2 cu Anthony Davis marcând din spatele arcului de cerc, normal că putea să stea și altfel situația. Dar Nuggets păreau că nu au ce le trebuie pentru a trece de această formație completă a lui Lakers, unde ajustările au fost făcute cum trebuie. Ce le-a lipsit poate celor de la Los Angeles Clippers? Cineva care să-l enerveze foarte mult pe Jokic. Dwight Howard a venit montat, cred că i s-a explicat clar lucrul ăsta, fii cât de irascibil poți, du-te, lovește, încearcă să-l faci pe Jokic să-și iasă din calmul ăla care până la urmă îl ajută foarte mult pe jucătorul sârb. JaVale McGee trebuia să facă același lucru, lui JaVale nu prea îi ieșea, din păcate, acest aspect. Și iarăși lui Jokic nu era ușor nici când erau retrași amândoi și rămânea apărat de Anthony Davis, care e totuși unul dintre cei mai atletici și fost jucător defensiv al ligii cel mai bun. Astfel că, într-adevăr, pentru Nuggets a fost extrem de dificil, mai ales că și Jamal Murray a avut parte de tot felul de împerechieri, care poate nu s-a simțit foarte bine și, de asemenea, e un jucător tânăr. E exact ca situația de la Boston Celtics pentru Jamal Murray. Are cerul ca limită, băiatul ăsta poate să crească oriunde, a avut niște faze extraordinare, dar încă nu are acea experiență necesară pe care oricum a acumulat-o anul ăsta, extraordinar. Că uite, în seria cu Clippers a știut să facă ajustările, am mai vorbit despre aspectul ăsta. El a fost luat la început și schimbat în continuu. Era Patrick Beverley, după care venea Kawhi Leonard, după care venea Paul George, mi se pare fabulos. Să poți să faci adaptările necesare când te apără 3 dintre cei mai buni jucători ai ligii din punct de vedere defensiv. Da, probabil în top 10. Exact, dar i-a luat câteva meciuri și a început ulterior să... La Lakers n-a mai găsit pentru moment ajustările astea. Crezi că Jamal Murray va fi în viitor un superstar? Pentru că am tot văzut discuția asta, cred că și pe grupul NBA la Telecom Sport, dar și pe anumite pagini din afară, dacă Jamal Murray e un star sau un superstar? În momentul ăsta e un star, asta e clar, și în viitor eu îl văd superstar. Adică
repet, cerul e limita pentru ce potențial are acest basketbalist. Mereu pun acel asterisc pentru că accidentările sunt parte din joc și oricând te pot scoate în afara acestui nivel. Derrick Rose este cel mai bun exemplu și omul de care îmi pare cel mai rău, pentru că a fost un tip pe care l-am și cunoscut, cu care am stat de vorbă de foarte multe ori și mi se părea unul dintre cei mai civilizați sportivi pe care am avut ocazia să îi întâlnesc în viața asta. Genul de om care stătea de vorbă cu tine absolut oricât aveai nevoie, fără să simți în vreun moment că el e star și tu ești undeva mult mai jos. Dar mai departe, da, Jamal Murray mi se pare că este un basketbalist care își va îmbunătăți clar jocul pe parcurs, pentru că este și genul muncitor. Eu așa-l văd, de la distanță. Cât de mult crezi că înseamnă pentru Los Angeles Lakers calificarea în finală, mai ales după decesul lui Kobe Bryant și după o perioadă lungă în care Lakers nu a mai fost? Pentru fani e un fel de revenire la normal, că Lakers erau obișnuiți. Oricum sunt echipa cu cele mai multe finale NBA jucate, e a 32-a finală pentru Los Angeles Lakers. În schimb, da, povestea este într-adevăr dramatică, emoționantă. După tragica dispariție din viața lui Kobe Bryant, să ajungă acum cei de la Los Angeles Lakers în finala NBA exact în acest sezon. E clar că în cazul în care vor lua titlul, îi va fi dedicat lui Kobe Bryant și este într-adevăr un aspect frumos al, nu știu, karmei, că îi duce pe Lakers acum aici. Dar, până la urmă, sportul ăsta este crud de foarte, foarte multe dăți, așa că cei de la Miami nu cred că o să fie interesați de așa ceva. Vor spune, da, să se odihnească în pace Kobe Bryant, dar noi dacă putem să luăm trofeul Larry O'Brien, da, ține-l încoace, că n-avem de gând să facem favoruri nimănui. Nu se schimbă situația dacă iau Lakers titlul sau dacă ia Heat titlul. Kobe Bryant, din păcate, tot acolo în cerul rămâne veghind asupra acestei ligi. Da. Îl avem prin telefon pe Lucian Olah, pivot la Naționala României și la Timișoara. Salut, Lucian! Salutare! Cu cât interes aștepți această finală dintre Los Angeles Lakers și Miami Heat? Cu mare interes, cu mare interes. Sunt două echipe care au luptat să ajungă aici, în special Miami. Și în special îmi doresc foarte mult să-l văd pe LeBron James câștigând un alt titlu. Chiar asta urma să te întreb dacă ai vreo favorită. Eu vorbeam înainte să intrăm în direct, pentru că l-am alături pe comentatorul partidelor, Cosmin Petrescu, despre poziția de pivot. Care este favoritul tău dintre Anthony Davis și Bam Adebayo? Pentru că acolo va fi un duel pe care cel puțin noi doi îl așteptăm cu mare interes. Încerci să copiezi anumite mișcări de la ei? Sigur, am multe de învățat de la ei, de la astfel de jucători de mare valoare. Însă, dacă ar fi să aleg între ei doi, aș merge pe Anthony Davis. Într-adevăr, Adebayo a jucat în ultimele meciuri extrem de bine și a adus-o pe Miami în punctul în care e acum într-o finală NBA. Însă, Anthony Davis cred că are un avantaj mai mare asupra lui. Este un jucător mai de valoare, poate să arunce și de la distanță. Am văzut și noi cum se mișcă cu step-back-uri, cu alte mișcări foarte interesante. Iar combinația asta, duul acesta între LeBron James și Anthony Davis, chiar și Rajon Rondo și Anthony Davis când LeBron nu e pe teren, e o combinație destul de bună și pune în valoare și mai mare pe Davis. Lucian, Cosmin, voiam să te întreb un lucru. Noi am și comentat un meci împreună, dar n-am vorbit neapărat despre acest aspect. Tu îmi spuneai atunci că oamenilor mari, sau cel puțin ție, le convine să joace împotriva unor jucători mai mici, chiar dacă sunt mai arțăgoși, chiar dacă te hărțuiești și așa mai departe. Te aștepți ca Lakers să meargă în continuare pe stilul pe care l-am avut în finala conferinței de vest, adică să joace cu doi oameni înalți tot timpul, cu Dwight Howard lângă Anthony Davis sau cu JaVale McGee lângă Anthony Davis, sau să facă pasul spre ce am văzut în seria cu cei de la Houston Rockets și să lase doar pe Anthony Davis acolo sub panou, în condițiile în care Miami nu are chiar atât de mulți jucători înalți? Da, într-adevăr, Miami nu are jucători înalți. Asta depinde de cum o să joace Miami. Dacă o să înceapă cu o tactică de a juca cum a jucat și Rockets, de exemplu, cu oameni mai mici, de statură mai mică, atunci Anthony Davis va fi singurul pivot. Nu cred că îl va arunca în luptă pe Dwight Howard sau JaVale McGee, fiind mai puțin mobil decât Anthony Davis. Anthony Davis se poate apăra la orice jucător acolo și poate acoperi mult teren prin
mișcările lui și avergura lui și așa mai departe. Dacă Miami Heat merge pe un line-up mai mic, atunci Anthony Davis va juca majoritatea meciului și va face o treabă bună, fiindcă totuși e și el destul de înalt. În final, Lucian, te-aș întreba dacă ai un pronostic pentru această finală. Cam câte meciuri crezi că va avea această finală? Cred să fie o finală cât mai spectaculoasă. Lakers este o favorită mare din punct de vedere al jucătorilor și a experienței într-o finală. Dacă ne uităm la Lakers, LeBron James a jucat multe finale, Dwight Howard a jucat o finală, la fel și Rondo, J.R. Smith, și lista continuă, când la Miami Heat experiența nu, într-o finală nu e așa de mare. Iar asta poate să aibă un impact extraordinar. În final, sper să avem o finală cât mai frumoasă, cât mai spectaculoasă, dar eu zic că Lakers sunt 6. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenție, Lucian, și mult succes în carieră. Cu drag. Mulțumesc frumos. Mai bine. Seară bună. Îți mulțumim, Mihai, măcar și a zis Lakers sunt 6, adică mă ajută răspunsul ăsta. Și nu mi-a zguduit lumea direct, da. Lakers sunt 4. Și că aș fi dezamăgit să terminăm finala în 4 meciuri. Repet, nu-mi da. Pasă cine câștigă, dar vreau să fie cât mai lungă. Chiar voiam să te întreb, în funcție de finalele pe care le-ai comentat la Telecom Sport, și mă gândeam la finala din 2011, ți se pare la fel de dezechilibrată ca acel duel dintre Miami și Dallas, când Miami era în postura de mare favorită, cum este Lakers acum? Pe acolo e, să știi. De asta am comparat-o cu cea din 2004, pentru că atunci, în 2004, Detroit Pistons jucau ca un grup, mai apropiat de ceea ce vedem acum la Miami. În 2011, Dirk Nowitzki a fost în altă lume. A făcut ceva în sezonul respectiv, a dat de niște substanțe mai bune din Germania, venite direct, habar, nu știu, glumesc. Dar 100% atunci Miami pleca având prima șansă, toată lumea îi vedea desfințându-i pe cei de la Dallas Mavericks. Însă a contat foarte mult ceea ce a făcut Rick Carlisle în acel duel contra lui LeBron James, Dwayne Wade și Chris Bosh. A știut cum să-l închidă în primul rând pe LeBron James și aici s-ar putea să fie cheia în exact același lucru, pentru că Eric Spoelstra îl știe mai bine decât îl știa Rick Carlisle pe LeBron James, a fost până la urmă jucătorul său. Și dacă reușește să facă acele ajustări, atunci Miami Heat cred că au șanse destul de mari. Pentru că în același timp nu văd vreun jucător de la Heat fiind Dirk Nowitzki din 2011. Nu-l văd pe Jimmy Butler marcând 30 de puncte meci de meci. Nu-l văd pe Goran Dragic făcând acest lucru. De asta spun că Miami trebuie să se apropie mai mult de Detroit Pistons în 2004. Când ții minte, Chance Billups a fost numit MVP, dar putea să-i dea oricui trofeul MVP. Adică dacă lua Rip Hamilton atunci, sau dacă lua Rasheed Wallace, sau dacă lua Ben Wallace, care își punea bărbia în fața coatelor lui Shaquille O'Neal, nu cred că era nicio problemă. Uite, dă-ți discuția spre Eric Spoelstra și o să vedem recordul său, fiind prezent pentru a 5-a oară într-o finală, după cele 4 la rând din perioada LeBron James în Miami. Crezi că are loc aici între antrenorii aceștia atât de mari? Păi are, n-are, e aici, n-ai cum să contești acest lucru. Și până la urmă, dacă te uiți la ceilalți, dacă te uiți la Phil Jackson, dacă îl iei pe Red Auerbach, legenda lui Boston Celtics, Pat Riley și așa mai departe, cu toții au avut staruri în echipă, cu toții au avut jucători care au reușit uneori să-i care și ei pe antrenori. Că oricât de bun ai fi tu ca antrenor, dacă n-ai un Michael Jordan, cum a fost cazul lui Phil Jackson, sau un Shaquille O'Neal, sau un Kobe Bryant, dacă nu avea pe Bill Russell, Red Auerbach, dacă Pat Riley, să zicem, n-avea echipa aia de la Lakers în anii 80, nu ar fi ajuns vreodată până în finala NBA, pentru că oricât de bine ți-ai face tu tactica, uite, Greg Popovich, spre exemplu, are 6 finale NBA, dar a avut și jucători atunci când a asamblat foarte bine și jos pălăria pentru acea echipă. Acum e același Greg Popovich, dar pentru că lotul nu mai este același, nu mai are ce să facă. A fost primul an după foarte multă vreme când nici măcar n-a prins play-off-ul San Antonio. Așa că da, Eric Spoelstra își merită locul fără doar și poate în această listă, așa cum și Steve Kerr și-l merită, deși, uite, vezi, la Steve Kerr a fost o echipă pe care a preluat-o, gata făcută. Mark Jackson i-o dăduse pe tavă, el a găsit cumva, cred că, până la urmă, condimentele necesare. Era ca o friptură de vită făcută exact cum trebuie, doar că trebuia să-i mai pui sare și piper ca să fie perfectă, știi? Și asta a făcut Steve Kerr. Acum trebuie să ducem un pic discuția spre LeBron James, pentru că tot ai vorbit despre acest lucru, dar vedem și faptul că avem
se pare prima finală din istorie, când în sezonul precedent cele două echipe nu au ajuns în play-off. Da, și sunt foarte multe aspecte aici. În sezonul precedent, Lakers erau mult mai slabi, dar în același timp a fost așa un fel de reality check și pentru LeBron James. Pe lângă faptul că a avut probabil prima accidentare cu adevărat gravă din carieră, acum nu o să știm exact niciodată dacă a fost atât de gravă sau dacă un pic a mai exagerat și LeBron James, pentru că văzând că Lakers n-au șanse, s-a gândit că n-are rost să mai forțeze în sezonul precedent, să-și mai păstreze din resurse pentru viitor, pentru acest an. Dar făcând o paranteză, scuze că te întrerup, eu chiar cred că a fost asta. Adică și acum înțeleg, de exemplu, Kevin Durant ar fi putut să vină în Orlando să joace. Absolut. Numai că nu avea de ce să forțeze, vrea să fie pregătit pentru următorul sezon. Cred că așa a fost cazul și la LeBron pentru sezonul ăsta și până la urmă pare că a luat decizia corectă. Da, nu sunt mulți, sau cred că nu e mai nimeni care să vină cu mentalitatea lui Michael Jordan, că am văzut cu toții în documentarul The Last Dance cum în sezonul în care se accidentase, medicii nu voiau să-i permită accesul pe parchet, ulterior nu voiau să-i permită atât de multe minute pe parchet și el a spus că își asumă orice fel de riscuri, chiar dacă asta putea să implice distrugerea carierei, să nu mai joace niciodată. La Miami este exact ceea ce am discutat, ne-ar rost să mai aprofundăm. Jimmy Butler a venit, a schimbat cultura, au fost aduși niște jucători tineri foarte buni, s-a închegat acolo treaba, au început să funcționeze ingredientele împreună și a ieșit ceva delicios și cu ajutorul lui Eric Spoelstra. Iată cifrele lui LeBron, cifrele sale în finalele NBA. Este la 10-a finală. Cum crezi că va arăta în această finală LeBron James? Aproape de medie de triple-double, așa-l văd, sau poate chiar cu medie de triple-double. În același timp, toate statisticile astea nu sunt ceva atât de impresionant. Pentru că în basket mergem întotdeauna pe media de puncte, de recuperări, de pase decisive și așa mai departe. Unde iarăși LeBron James stă foarte bine. Dar nu poți să pui doar totalul, pentru că este și în funcție de cât ai jucat. Și eu de asta am mai spus-o de multe ori, de-aia îl consider pe Michael Jordan drept cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, nu din alte motive, pentru că basketul e un joc care se joacă în primul rând pe puncte și poți avea meciuri în care dai mai, nu știu, ai mai puține recuperări decât adversarul, ai mai puține intercepții, ai mai puține pase decisive și totuși câștigi. Niciodată nu o să dai mai puține puncte și să câștigi meciul. E imposibil, că asta e regula, așa au făcut regulamentul. Cine dă mai multe pe tabelă, ăla ia victoria. E, Michael Jordan rămâne omul cu cea mai mare medie de puncte în sezonul regulat, cea mai mare medie de puncte în play-off, cea mai mare medie de puncte în finalele NBA. Practic este capitolul numărul 1. E ca, nu știu, touchdown-ul în fotbalul american, golurile la hockey, home run-urile la baseball. Astea sunt cele care contează în primul și în primul rând. Da, vedem și numărul de finale disputate. Bill Russell stă cel mai bine la acest capitol. Aș duce un pic discuția spre duelul tactic, pentru că tot îl întrebai tu pe Lucian cum vor arăta cei de la Lakers pe parchet. Mie mi s-a părut foarte important și noi doi am mai vorbit despre acest lucru de Jay Crowder, care mi s-a părut senzațional în seria cu Bucks. N-a fost rău nici în finala de Est, în finala conferinței de Est cu Boston, dar în mod normal era ar trebui să fie omul care să-l apere pe Anthony Davis, dacă ne gândim, pentru că sunt jucătorii din liniile de start care evoluează pe poziția patra. Cum vezi aici în perechierea? Cum crezi că va face față Jay Crowder? Nu foarte bine. Adică îl văd pe Anthony Davis dominându-l pe Jay Crowder, care va fi un wild card în finala asta. Dar atunci când ești echipa mai mică, atunci când ești echipa care pleacă având a doua șansă, ai nevoie de mai multe wild card-uri care să te aducă spre victorie în cazul în care vrei să obții. Jay Crowder, în schimb, poate să compenseze prin ceea ce face în ofensivă, pentru că pe Anthony Davis, vedem, nu poate să-l țină oricum aproape nimeni. Da. Adică e un jucător care îți va marca punctele. Ăsta e superstarul, până la urmă, în această ligă. Este omul de la care știi că, în mod constant, vei primi 25, 30, 35 de puncte, iar Anthony Davis face parte dintre aceștia, indiferent de cine l-apără. Adică nu-l văd pe Jay Crowder făcând dintr-o dată defensiva vieții împotriva lui Anthony Davis, va căuta să-l încurce, va căuta să-l enerveze. Este genul de jucător care
știe cum să-ți intre pe sub piele, care știe, dar nu e cu minte. Jay Crowder îți va spune multe, cine știe ce îți va șopti în ureche, îți zice de mame, de familii, de frați, de surori și așa mai departe. Poate, poate se enervează la un moment dat Anthony Davis, dar asta fac parte din joc. Trash talk-ul ăsta a făcut exact. Întotdeauna parte din joc și de-aia ne și place, de-aia ne uităm. Hai să discutăm un pic despre Pat Riley. Eu mă pregăteam să duc discuția spre jucătorii de pe banca lui Miami. Și iată cifrele lui Pat Riley. Da, e oricum. Poza, în primul rând, este fabuloasă. Atunci când era el jucător la Lakers, asta e din anii 70, nu cred că se gândea nimeni că omul ăsta o să ajungă un geniu al basketului și un personaj care să fi schimbat atâtea francize. Da, a fost antrenorul Los Angeles Lakers în anii 80, când a adus titluri pentru această formație, după ce a luat și titlul cu Lakers ca jucător în anii 70. Apoi a fost antrenorul celor de la New York Knicks. Pe Knicks, din păcate pentru el, n-a reușit să-i facă și campioni. Da. A pierdut atunci finala în 1994 contra lui Houston Rockets în 7 meciuri. Cred că are regret și în ziua de astăzi Pat Riley pentru acea înfrângere. Apoi, antrenorul lui Miami Heat a și adus primul titlu din istoria formației când a coborât practic din fotoliul de președinte. A fost acel sezon, 2005-2006, când Stan Van Gundy era antrenorul lui Miami, dar a simțit că ceva nu merge la echipă, undeva la jumătatea sezonului. Miami mergea slab după ce și cu un an înainte fusese eliminat în play-off de către Detroit Pistons. Da. Și Pat Riley a decis, ok, îl dau afară pe Stan Van Gundy, preiau eu formația și a dus-o până la urmă către primul trofeu Larry O'Brien din istoria NBA, ajutat fiind atunci și de un Dwayne Wade, care juca fabulos în finala cu Dallas Mavericks, îl avea și pe Shaquille O'Neal. Da. Și ulterior a știut cum să rămână, exact ce spuneam, arhitect al acestei grupări, s-a retras înapoi în fotoliul de președinte, a simțit însă care este omul talentat și care are potențial de creștere, când probabil nimeni nu credea, când probabil când le-a spus celor care conduc Miami Heat, adică patronului, când i-o fi spus că îl pun pe Eric Spoelstra antrenor, cred că s-a uitat un pic strâmb. Eric, cine? E un băiat aici, a mai lucrat pe la noi pe la video, a mai înregistrat anumite faze, l-a mai pus ulterior antrenor secund, a mai înțeles un alta, dar fiind Pat Riley, probabil că a crezut în el și a zis, bine, ok, pune-l pe Eric Spoelstra. Știi cum au fost primele meciuri, primele săptămâni cu Eric Spoelstra în perioada LeBron James, Dwayne Wade și Chris Bosh? Părea că nu respectă nimeni, dar Spoelstra și-a câștigat până la urmă respectul și acum e clar unul dintre cei mai buni antrenori din ligă. Crezi că banca lui Miami poate fi decisivă într-o astfel de finală? Tyler Hero poate fi pe elementul X? E nevoie, că dacă nu te ajută banca, e clar că titularii lui Lakers sunt mai valoroși. Adică trebuie să vină exact ce spuneam, acel wildcard de undeva. Și da, Tyler Hero poate să fie, așa cum s-a întâmplat și în seria cu Boston Celtics, nu la fiecare meci, dar trebuie să aibă una, două partide în care cu adevărat să explodeze, să prindă acea încredere, să o bage în coș, să-ți dea 20-30 37 de puncte, nu știu dacă mai dă, că aia e a doua performanță pentru un debutant în istoria play-off-ului, doar Magic Johnson de la Los Angeles Lakers a reușit asta și aia a mai spus-o și pe comentarii. Mi se pare fabulos că Magic Johnson a reușit performanța aia într-un meci 6 prin care a adus titlul pentru Los Angeles Lakers în 1980. Adică tu să fii un debutant, ești un puști, ești un copil, vii în NBA. Și în meciul 6 a fost partida aia când Kareem Abdul-Jabbar era accidentat și l-au pus să joace centru. Și Magic l-a sunat pe tatăl său și a zis, tata, astăzi o să joc centru. A jucat toate pozițiile în partida respectivă. A jucat și conducător de joc, a jucat și centru și extremă. Însă să ai performanța aia, 42 de puncte, atunci Magic Johnson, ca debutant, într-o finală NBA, să aduci titlul, nu știu, mie mi se pare că rămâne unic. Da, e fabuloasă performanța. În final vreau să mai vorbim despre un om experimentat din lotul lui Miami, de care am cam uitat puțin în sezonul ăsta, dar totuși a fost MVP în finala din 2015. Iată performanța lui Andre Iguodala, a șasea finală consecutivă. Te-ai fi gândit că Andre Iguodala, după ce a plecat de la Golden State, ar fi putut să ajungă din nou într-o finală? Și totuși, din ce țin minte, a marcat și un coș foarte important în meciul 5 câștigat de Golden State în finala pierdută cu Toronto. Crezi că poate să-i ajute pe Miami în finala asta? La experiența lui, sclipiri pot exista, fără doar și poate. Despre Iguodala, da, mă gândeam că poate ajunge la o nouă finală, pentru că el n-a semnat cu nimeni când a început sezonul. A așteptat să vadă cum evoluează situația și mă gândeam că va alege la un moment dat să meargă la
Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics. Nu mă așteptam să ajungă la Miami. E, în momentul în care a ajuns la Miami, da, mărturisesc, nu aveam încredere că Heat pot să ajungă până la capăt și să îl vedem pe Iguodala din nou în finala NBA. Dar apropo de oameni cu experiență, eu l-aș mai aminti aici, deși nu joacă, nici măcar nu e schimbat, pe Udonis Haslam, care am văzut la timeout-uri ce le zice, ce le zice n-am auzit, dar am văzut modul în care o face, ce le spune jucătorilor. Și asta cred că insuflă o încredere extraordinară, deși Udonis Haslam, nu știu dacă le-o spune neapărat pe un ton finuț. Mie mi se părea că era tot așa cu familii, cu mame și așa mai departe, dar lucru care te motivează. Și da, Udonis Haslam în finala NBA, în trei decenii diferite. A fost în acea finală câștigată în 2006, alături de Dwayne Wade, a fost apoi la finalele cu LeBron James, Chris Bosh și Dwayne Wade, deși impactul său era mai mic atunci. La finala din 2006 era titular la Miami și iată-l acum ajungând din nou, probabil că nu o să intre pe parchet nici măcar un minut, dar e acolo, e în lotul lui Heat și dacă se întâmplă ca Miami să câștige trofeul, inelul e pe degetul lui Udonis Haslam. Da, poate într-un final așa de film de Hollywood, cu Miami câștigând trofeul, să-l vedem în ultimul minut. Da, 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 exact. E nevoie să fie multe puncte, că n-ai cum să... Oricâtă experiență ai avea când tu n-ai mai jucat de... Nici nu știu dacă mai bate corect mingea, dar probabil și el se întreabă, mă, era pătrat, era aia o vale de fotbal american. A, asta rotundă. Da, am înțeles. Mulțumesc frumos pentru prezență, Cosmin. Să facem la final și să ne riscăm cu niște pronosticuri. Nu, cu pronosticuri nu vreau să rie, niciodată n-am făcut-o și am spus-o că nu-mi place, dar vreau să fac acea recapitularea, cel puțin pentru prima parte. În această noapte, da, miercuri spre joi, de la ora 4 avem meciul cu numărul 1, vineri spre sâmbătă noapte, tot ora 4, meciul cu numărul 2, meciul 3 vine în noapte de duminică spre luni, mai devreme, de la ora 2:30, și meciul cu numărul 4 este noaptea de marți spre miercuri, săptămâna următoare. Oricum, programul complet îl găsiți pe grupul NBA la Telecom Sport, îl actualizăm de fiecare dată, acum nu o să mai fie cazul să-l actualizăm, pentru că meciurile sunt clare, se vor juca în zilele diferite, îl găsiți și pe conturile mele personale de social media, mă puteți urmări la Cosmin Petrescu pe Facebook și pe Instagram și vă așteptăm cu mare drag pe frecvența Telecom Sport. Toate partidele sunt pe Telecom Sport 1. Așadar, prieteni, nu-și mai au rostul întrebările, ca în fiecare an, pentru al 10-lea an la rând, toate meciurile din finală sunt în direct pe Telecom Sport 1, așa cum spunea și Cosmin. Mulțumesc din nou, Cosmin, pentru prezența. A fost o plăcere tot sezonul ăsta, mini-sezonul, să comentez alături de tine în emisiuni și la microfon. Să știu un lucru, dacă tu vrei să dai pronosticul, ești invitatul meu. Eu n-am nicio... Poți să le spui oamenilor ceea ce crezi, e dreptul tău. Cu atât mai mult dacă e să greșești în jură pe tine, dacă e să nimerești să spună aia, a avut noroc. Ce știe Mihai despre așa ceva? A nimerit-o și gata. Înțeles, da. Așa că te rog frumos. Da, eu o să misez pe un 4-2 pentru Lakers, dar doar atât, mai mult nu o să ofer pronosticuri. Vă mulțumesc și vouă, prieteni, pentru că ne-ați urmărit pe toată această perioadă și nu uitați, de dimineață, de la ora 4:10:15, începe primul meci al finalei dintre Los Angeles Lakers și Miami Heat. La revedere!